mai mare doctor din lume. Nu mai spune. Cel mai mare dintre cei mari. Toți ceilalți nu merită nici să-i șergă pantofi. Da, e un om care s-a întrecut în vindecări miraculoase. Da, care a vindecat nu știu câte mii de boli. Da. După cum v-am spus însă, e cam nofturos. Și are ori clipe când se pierde și nu mai pare deloc ceea ce e. Da, să știți că este caragios, se prostește, iertați-mi vorba proastă. Ai impresia câteodată că e o lecuță țăcănit la cap. Dar când te uiți mai atent la el, e tot învățătură din cap până în vârful unghiilor. Nu mai spune. Da? Și spune așa niște lucruri foarte adânci. Începe să vorbească. Parcă citește dintr-un ceaslop, uite așa, aici i s-a dus buhul, da. Și toată lumea iargă la el, domnule. Toată lumea. Bun, mor de nerăbdare să-l văd. Hai, tu te vezi. Mă duc să te... Bine și cheamă, hai, trebuie. Eu la zic că nici ăsta nu o să fie mai prea decât ăia doctor. O să fie aceeași poveste. Și, după capul meu prost, a mai bună doctorie pentru noi în școala noastră, ar fi să-i dăm un bărbat cu lea, voinic. Și chipeș, dar pe care să-l aibă la inimă. Doică, doică, prea te amestești tu toate. Mai leagă cățeaua așa plin. Păi mai că eu vă spun și vă tot spun că pe toți doctorii ăștia-i voștri nu dau două paralectioare. Și că de altceva n-are nevoie de o ușoară noastră decât de repet și de sminichie. Și că un bărbat este adevărata buruiană, plasturele, care vindecă toate necazurile femeilor, domnule. Cum mai ia cineva cu cubete șrugul pe care îl are? De ce nu s-a măritat când am vrut eu să mărit? Uiți cum s-a împotrivit voinței mele, a? Cum să nu se împotrivească, domnul? Cum să nu se împotrivească? Când a spus că ai pâliți pe gât un bărbat pe care nu-l iubește. Ia să-i fidați pe tânărul Leandru, după care îi se rupe inima. Fără ce a spus la ca o mie rușia, domnule. Și eu mă prind că dânsul șacuar la o așa multă cum e, dacă v-ați învoit să-l dați. Leandră ăsta nu este pentru ea. N-are averea celuilalt. Are un unchi pe care o să-l moștenească. Toate averile astea care încep cu o să sunt vorbe în mână. Mai ce mână, nu-i minciună. Și-ai tot răgazul să ți-ți alungească urechele de foame dacă aștepți moartea cuiva. Domnule, eu atâta știu că în viață ca și în căsnicie, mulțumirea face mai mult ca bogăția. Numai tații și mamele au nenorocit cu ăsta de obicei să întrebe numai cât are băiatul, cât are fata, ca bătrânul Pierre care și-a dat-o pe Simonet după nărodul ăla de Tomas doar pentru că avea un petec de vie mai mult decât tânărul Robert după care era moartă fata. Și acum uitați-vă la cum s-a cheltuit ca o lămâie, vai de capul și numai viața nu e aia pe care o duce cu toată via, domnule. Să știți una de la mine, în viață, la ce ții, cu aia rămâi. Și mai bine aș da fiind un bărbat care să-l iubească decât toate averile din lume. Așa să știți. Doi cu că stă la telefon. O mare hodorici. O știi, dacă-ți pleanca și vezi pe mine de prost, dele se sugă, că să nu omoară de foame. Poți să le dau să sugă și dacă vorbesc. Domnul este datul fetei și domnul are și minte și inimă ca să vadă ce îi trebuie de ușoare. O, mai domol! Nu, vreau să simtă, să o doară, să vadă ce înseamnă una cuvință. Dar nu e nevoie să dai așa de mâini. Domnilor! Vine doctorul! Thank you.
Domnule, sunteți binevenit în casă. Avem mare nevoie de dumneavoastră. Hipocrate zice să ne punem amândoi pălăriile pe cap. Așa zice Hipocrate? Da. În care capitol, mă rog? În capitolul despre pălării. Strângarul de sugaci care să se
dumitale. Toată învățătura mea, toate leacurile mele sunt la picioarele dumitale și aș vrea acum ca să... Domn doctor! Și domnule? Cu voia dumitale, te rog frumos să-mi lași pluierea în pace. Cum? E nevasta dumitale? Da. A, păi zău că nu știam. Și mă bucur și pentru unul și pentru celălalt. Domn doctor! Mai domnule, te fericesc pe dumneata că ai așa un bărbat și te fericesc și pe dumneata că ai o soție atât de frumoasă, atât de cuminte și atât de bine făcută. Domnule! Cum nu vrei să mă bucur împreună cu dumneata de o împerechere atât de reușită? Cu mine? Cât o ia de-a poftă? Cu nevastă-mea, gata cu politețurile. Mă fac părtaș la fericirea amândurilor. Și dacă te îmbrățișesc pe dumneata pentru a-ți o rădavă, vă îmbrățișez și pe dumneai, ca să-i o arăt. Brățirea ce era mea, nu vreau să fie, domn doctor. Gata. Vorbiți în traiurile. Domnule, fica mea va fi îndată adusă. Prea bine, domnule.